izvorul meu curge, adapă și satură, după necesități, zice Domnul, și aceia, a cei care sunt sădați, să adapă și să bucură. Sliți-vă, poporule, sliți-vă și anevoiți-vă, zice Domnul, în vremea asta, de-a vă dă și mai mult în cuvânt, de-a vă dă și mai mult în rugăciune și în fapte bune, pentru că scurtă este vremea. Așa declară Domnul prin Duhul Sfânt, când iată, voi face un semn mare pe-ntreg pământul și mulți se vor cutremura, dar cât despre poporul meu, peste care este chemat numele meu, va străluși dreptatea mea sfântă. Elantos de Braiet Shabul, Ramanios de Robiat viu este Domnul, că cuvântul meu se împlinește iotă cu iotă și niciun cuvânt din firele Scripturii nu va rămâne neîmplinit. Elantos de Robiat viu este Domnul, împliniți cuvântul, căutați pacea, trăiți în adevăr și în dragoste. Elantos de Robiat, pentru că iată, voi sfârâma lanțurile în dreptul corturilor încătușate de diavolul, pentru că sunt inimi, sunt suflete rănice, care s-adapă din izvor cu sufletul zdrobit și spun, Doamne, sărcea sufletului mare, dar și durerea din inimă este pe atât de mare. Viu este Domnul, că vreau ca să alin durerile, să răgic poverile, să îmbălsămez rana fișei poporului meu, pentru că de multe ori, zice Domnul, n-aveți pace în voi înșivă și în familii, și vreau ca să lucrez, zice Domnul, cu fiecare dintre voi. Elantos de Braiet Canad, am să trag semnale de alarmă în popor, zice Domnul prin Duhul Sfânt, am să vorbesc prin gura vaselor mele, Eliot Zerobiat, și am să duc la îndeplinire grabnic cuvântul, pentru că mulți nu mai cred în lucrarea Duhului Sfânt, mulți îmi nesocotesc numele, mulți îmi lovesc vasele, Elantos de Braiet Shavult, de aceea am hotărât, zice Domnul, ca să mă cobor, ca să fac dreptate, ca să răgic, să viorez și să-mi bălsămez, pentru că sunt oi care sunt rătășice, sunt zdrobice și ca oile fără păstor, pentru că sunt mulți care în vremea și asta nu le mai pasă de turmă. Elantos de Braiet Shavul, eu cuprins o mare nepăsare, de Braiet Canad, dar sună astăzi clopoțelul șeresc de sus și se spune trezire, înviorați-vă inimile și nu stați ca și cum n-ați sta înaintea mea, stați în postura apostolilor, într-o legătură și o unitate sfântă, ca să-mi pot desfășura planul de lucrare, pentru că și potirul mâniei mele stă gata să se verse pe pământ. De aceea bucură-te tu, care astăzi gemi și suspin după neprihănire, că scurtă este vremea când te vei întâlni cu Domnul Dumnezeul tău, Iisus Hristos este viu. Amin.